cele trei zile de Ramazan Bayram vin după o perioadă drastică în care credincioșii au postit, s-au rugat și au citit Cartea Sfântă, Coranul. După cum știe toată lumea, este acest Bayram supranumit și Bayramul dulciurilor. Baclavale, saraili și, după cum știți, la fel nu sărbătorim singuri, ci împreună cu toți prietenii noștri, români, machedoni, alte naționalități. Pentru prima dată în calitate de subprefect al județului Constanța, Ersuna Nefi s-a aflat și el printre musulmanii care au petrecut de Bayram. Prin această sărbătoare păstrăm unul din obiceiurile noastre, cele legate de religie. Este o sărbătoare foarte importantă pentru religia noastră, Ramazan Bayram împreună cu Corban Bayram, sărbătoarea sacrificiului. Noi, organizația de femei, ca de obicei, ca la fiecare Bayram și de Bayramul acesta, am pregătit în jur de 500 de pachete cu dulciuri pe care le-am obținut printr-o sponsorizare și le-am dăruit copiilor care pregătesc, care învață limba tătară de la toate filialele. Cu ocazia Ramazan Bayramului, muftiul Iusuf Murat, șeful cultului musulman din România și asociațiile oamenilor de afaceri turci din București și Constanța au oferit pachete cu produse alimentare tuturor enoriașilor musulmani cu situație materială precară din localitățile constanțene. La nivelul Uniunii Democrate a Tătarului Turc Musulman din România, pe perioada Ramazan Bayramului, se fac manifestări artistice, culturale, cât și culinare. Ne bucurăm cu toții de această zi de sărbătoare. În prima zi a Ramazan Bayramului, credincioșii musulmani au fost de dimineață la geamie. Reuniunea credincioșilor a avut loc într-un cadru relaxat și elegant. Ne simțim foarte bine, este o seară pentru sărbătoarea noastră și ne simțim foarte bine. Sperăm să bucăm trec anii, să-ți vină și mai mult, și mai mult. Mă simt bine, toată comunitatea turcă e adunată aici, ne simțim minunat. Bayram Hayırlı Olsun, Bayram Mubarek Olsun pentru turci și sărbători fericite tuturor celorlalți. În zilele următoare, musulmanii din Dobrogea vor respecta tradiția și vor merge în vizită la rude și prieteni.